Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Altfel, asta este exact vremea potrivită să fii mai mic, așa? Pentru că mai e doar o săptămână și începe vacanța mare. Ce mică e vacanța mare și ce dor mi-a fost pe ea. Toți copiii acum în mașini. Ce e asta? Ce se întâmplă? Cinema mare? Despre ce e vorba? Dar nu s-a făcut un remix după asta, ceva? Nu, după asta nu. N-ar fi o idee, era. Da. Și întrebarea e ce facem. Să facem copii? Un NFT cu Corina Chiriac. Ce anume? Un NFT cu Corina Chiriac și rezolvă problema. Da. Bravo. Facem, tati, ce vrei tu? Întrebarea e ce facem cu copiii vara asta, că e prima vacanță mare de după pandemie, adică vacanță mare fără restricții în principiu, că s-a cam terminat cu pandemia. 0372069599, telefoane, mesaj audio dacă vreți, 0728 3D1 3D2, pe WhatsApp. Deci v-ați gândit care sunt soluțiile. Întrebarea e ce ar vrea copiii și ce puteți voi, prieteni. 0372069599. Cât e vacanța asta? Cât durează, colegilor? O veșnicie. Până pe 5 septembrie. Mai 3 luni. N-are chiar 3 luni. Mă rog, dacă e în calcul faptul că nu prea se mai face școală în perioada asta, 3 luni. Și 28 de zile. Desigur, cine are bunici... s-a scos. Îi trimite la bunici și asta e viața. Și na, stai acolo. Dar... da, de multe ori bunicii, asta cu îi trimite la bunici, bunicii nu sunt întotdeauna la țară. Deci nu e. Rămân tot între blocuri, așa, știi? Da. Practic, agățați. Te duci Ștefan cel Mare în Bergen la bunici. Așa sau invers. Da. Dar mai... Pe zice, ce vor copiii? Copiii vor la mare. Asta. Bun, eu nu știu dacă se mai poate acum ce... Eu, când eram eu mic, mă duceam o dată cu părinții mei într-o vacanță. Mhm. Uh-huh. La mare, de obicei, 2 săptămâni, că pe vremea aia 2 săptămâni era sezonul scurt. Da. Că mai mult de 2 săptămâni puteau să-și ia concediu, dar alții stăteau câte 3 săptămâni, o lună, în fine. 2 săptămâni erau bani pentru așa ceva, erau, mă rog, biletele alea pe sindicat și după aceea mă mai trimiteau într-o tabără. Și după aia tati stăteam pe stradă, pentru că pe stradă nu erau mașini, nu erau pericole, era un cartier cât de cât safe. Erau și toți copiii făceau cam același lucru. Da, și stăteam pe stradă și ne jucam pur și simplu pe stradă, la nesfârșit, vațe ascunsele. Și ce mai jucam noi? Fotbal și traversam strada aia circulată, în sensul că trecea o mașină pe minut pe acolo și ne duceam la școală și jucam. Adevărul că mai jucam fotbal, făceam porți din două pietre, într-o parte și într-alta, jucam fotbal și ne deranja tare rău când odată la un sfert de ceas trecea o mașină. Exact. Mai țineți minte? Da, exact. Jucam pe mijloc cu străzii tenis de picior și puneam fileu. Aha. Exact. Și la de asta stăteau doi copii și lăsau ăla în continuu. Ca să treacă mașina. Să treacă mașinile când se întețiseră, da, asta. Bun. Târziu. Acum, ca să revenim în prezent, ce se mai face cu părinții? Dați, uite, niște sugestii pentru domnul Luca, domnul Zafiu, domnul Adi Tudor, 0372069599. Jocuri video, zice o mămică pentru o publicație G4 Media. Cum? Jocuri video. Și în rest, zice, se va întâlni cu prietenele și se duc la un mall mare din apropiere. Și stau la mall. Tot e o soluție, că e aer condiționat, dar vara e foarte, intervalul e foarte mare. Și da, e o provocare să găsești preocupări pentru copil, altceva în afară de asta, evident, pe ecrane. Voi ce faceți, Luca? La mine, cât de cât e ok, că ăștia ai mei... Îi trimis la bunici 2 străzi mai încolo? Nu. Îndrege strada. Deci îi lași pe stradă? Da. La mine, păi, în fața blocului... Are mult curaj, pe cuvânt, dacă nu. L-am mai auzit cu asta. Pe ce să fac? Dă drumul cu bicicleta? Cu bicicleta, cu mingea, cu... Și au gașcă, sunt ceva copii pe acolo. Da. Și se joacă... S-au făcut și mai măricei, nu mai stau cu așa mare grijă. Ai încredere că nu intră în bucluc? În principiu, da. Au mai făcut ei câte o dudă, dar nu nimic dramatic, știi? Uh-huh. Însă n-ai ce să... Adică oricum mă bucur decât să stea în casă pe tablete și pe telefoane. Prefer. Pe Radul trimis și într-o tabără. Știi cât costă o tabără în ziua de azi? Mm. 2500 de lei. Adică mie mi se pare că e foarte scump. 2500 pentru... în țară la... 2500 de lei în țara românească. La munte. Da. La o pensiune și cu ceva program educativ. Adică poate asta ridică puțin costul, dar oricum, din ce am mai vorbit stânga-dreapta, sau câte? 6. 6 zile. Sub 2000 de lei nu mai există tabără, ceea ce pentru foarte mulți dintre părinți e o problemă. Chiar mai ales dacă ai doi copii, uite cum am eu, noroc că la mare nu se organizează tabără. Aha. Știi?
Asta e o altă întrebare. 0372069599. Cât mai costă taberele? Și unde? Nu, și Ștefan a fost anii trecuți în cantonamente cu basketul. Mhm. Și tot așa era, cam prețul mediu 300 de euro pe noapte, știi? Cum 300 de euro pe noapte? De lei, pardon. Deci 1500 de lei. Dar unde îl trimiți de nică? La știi Kempinski? Ce se întâmplă? O tabără la Kempinski, pe Monte Carlo? Pe vremea noastră existau tabere. Da. Acum eu nu cred să mai existe. Adică ai mei cel puțin unde au fost, au fost la diverse pensiuni sau hoteluri, da, unde pot sta cel mult trei în cameră. Nu mai sunt camere de alea cum era. Știi, noi mergeam, stăteam 20 de băieți într-o cameră, da, 20 acum de stau fete în alta. Câte 2, 3, cam așa. Cum, da. Uite, tabere de aventură. Înscrie-te cu 3 prieteni și beneficiați de 100 de lei reducere fiecare. Da, nu, 150 reducere copil pentru grupuri organizate de minimum 10 copii. Uite, tot găsesc pe aici. Uite, au început să curgă prețuri. Tabără la Târgu Neamț, 1400 de lei. Herculane, 1350 de lei. Eu mă refeream la partea, da, imobiliară, Vlad. Aha. Că nu mai sunt genul ăla de cazări cu multe paturi în cameră. Pensiune. Îi duc la pensiune și atunci automat, na, e 200-300 de lei pe noapte. Dacă e vreun complex de ăsta care camera... stai mătusul de chestii de agrement, atunci lucrurile se combină. Și, dar numai, ei, Luca are dreptate, nu mai sunt camerele alea mari unde să stai cu toți băieții. Da, și aveau și farmecul lor. Sigur că aveau farmecul lor. Era cu totul altceva și prețul era mai mic. Fii atent aici. Că na. Stai că am găsit, eu sunt pe Google. Tabără de fotografie. Tabără de chitară. Băi, cât de tare, mă, pe bune, te duci dacă îți place fotografia. Tu te duci și acum. Eu m-aș duce, da, într-o tabără și eu de fotografie. Chitara nu, că mă enervează aia care zdrângăne. Nu stau să-i învăț, dar cred că se pot face o grămadă de lucruri. Adică așa este. Să găsești tabere cu interese speciale, știi? 0372069599. Sunați-ne și intrăm în direct imediat. Unde îi mai trimiteți în tabără, cât costă sau ce altă activitate ați găsit pentru ei în vacanța mare? Stai că am găsit una, fii atent. Deci pentru copii, taberele, aventură, nu știu ce, și supraviețuire. Ți-i trimitem? Da, mă, nu se poartă. Într-o tabără de supraviețuire. Și ce faci? Păi, practic, nu le dăm nimic de mâncare. Asta aici avem o reducere, dacă vă interesează. E survivor. Îi învățăm să culeagă ciuperci. Noi le spunem care sunt ciupercile bune care le și după aia e supraviețuire. Serios? Cum mă? Se poartă, se poartă. Tabără de supraviețuire, da. Tabără la Sucevița, 1700 de lei. Da. Stai liniștit, Luca, și eu am 3 tabere ori 1800 de lei fiecare, ai, scrie Liviu. Da. Tabără la Straja, tabără de engleză asta, clasa 7, 1400 de lei, 6 nopți. Bine. Deci sunt variante. 0372069599, vă așteptăm și intrăm în direct imediat. Hai să începem cu un mesaj, uite, ia venit mai devreme. Mesaj. Vă salut, băieți, de la Hațe, Hunedoara. Uite, la noi aici este o tabără sus, undeva înspre munți, încolo, spre Retezat, la vreo 20 de kilometri de Hațeg, o tabără creștină. Pentru 5 zile de tabără se plătește doar 550 de lei. Și sunt o mulțime de copii înscriși și vin și profesori americani care îi pregătesc pe copii pentru diverse activități creștine, pentru activități sportive. Este foarte frumos. Vă salut, Andrei din Hunedoara. Deci 110 lei, tabără creștină. 550, a zis? 110 lei pe zi. Aha. Dar nu înțeleg ce, adică cum activități creștine, ce înseamnă? Adică creștine, știi ce zic? Probabil că învață cântece, rugăciuni, habar n-am, nu știu exact. Ok. Dar aleluia. Pare a fi ceva. Și profesor american. Rău. Răspund că da. Bravo, domnule, asta e. Foarte bine. Nici intrăm în direct cu voi, 0372069599. Paula, bună dimineața. Bună, Paula. Bună, Paula. Bună dimineața, băieți. Luca are dreptate cu prețurile. O tabără sub 2000 de lei nu prea există. Băiețelul meu a terminat clasa a patra. O să spun a terminat, deși mai au o săptămână de dus și adus de la școală. Că practic s-au încheiat medii, toate cele. Și școala unde învață el ne-a propus o variantă de tabără. Pot să-i spun un weekend. 3 nopți de cazare cu 1750 de lei. Wow. Mi s-a părut exagerat. Iar în alte părți unde ne-am mai interesat. Stai puțin, deci Paula, unde era tabăra asta de 300-600 de lei? La Moeciu. La Moeciu. Deci, nu în altă țară, da? Totuși în România. Da. Deci 3 nopți de cazare, da, cu 4 zile plecat de joi, întors duminică seara, 1750 de lei mi s-a părut. Dar ce le mai ofeream banii ăștia?
activități, sport, na, ceva, deci nu lucruri extraordinare. Pe aici, voi alergați puțin pe aici și facem sport, ia. Exact. Asta spuneam și ne-am interesat și în altă parte, tabără de basket, mă rog, cu durată de măcar 6 nopți, ca să știi de ce el pleacă de acasă și se întoarce. Sub 2000 de lei nu există. Și la noi și finalul de clasa 4-a este unul destul de costisitor, că banchet, că album, că amintiri profesorilor, doamnelor, mă rog. Asta e un alt subiect bun. Cât mai e amintirea pentru profesori, să zic așa? Bă, depinde. Se spune că nu e nimic obligatoriu, totul este opțional. Dacă ai de la 9 profesori în sus la clasele mici, e o sumă. Da. Mai pui și doamne ceva, să nu fie doar un album, foto sau nu știu ce. Da, se ridică la niște costuri. Avem discuții. Întotdeauna există când un părinte binevoitor care se oferă să facă propuneri și până dezbatem. E o clasă cu număr mic de copii. Nu știu ce făceam dacă eram 36. Oricum n-am căzut de acord. Săptămâna asta se termină școala și nu am reușit să cădem de acord. Dacă voucher, dacă, nu știu, un simbol, un copăcel, o ceva. E palpitant. Nu-i luați copăcel. Da. De ce îl iubesc? Copăcelul este atât de frumos, e un tamarix, e o splendoare. Un ce? Tamarind? Un tamarix se cheamă, un copăcel, cel japonez, cred că, care face flori roz foarte frumoase. Atunci, ce frumos, am crezut că îi luați un copăcel așa, un cais. Asta cu copăcel. Nu chiar, dar un cireș poți să-i aduce la țară de la mama. Da, e japonez, nu, tamarixul ăsta? După nume, am presupus eu, nu știu, nu m-am interesat la specialiștii. Noi vom ocupa sau... Andrei aproape de situația asta. Bine, mulțumim tare mult, Paula, pentru experiență. Și asta cu amintirea pentru doamna profesoră, poate facem o altă discuție, dar să vedem dacă vreți și voi să participați, că aici există o anumită timiditate, știi? Nu prea zicem noi cât dăm. Noi am dat, eu am dat 100 de lei când am terminat clasa 12 și a fost o discuție întreagă în clasă, 100 de lei de persoană. Un Bălcescu, cum era pe atunci. Era mult. Adică cred că acum nu știu cât ar fi, 500 de lei? Habar n-am. Oricum, a fost mult și au fost multe discuții, dacă să fie, dacă să nu fie, da. Ăla a fost singurul cadou pe care l-am luat cuiva în unui profesor. Fii sigur că te-a ținut minte. Nu, mă, din partea clasei a fost. Păi de asta, din partea, v-a ținut minte pe toți? A fost o amintire frumoasă. Uite că există și tabere mai ieftine, ca să revenim la subiectul zilei. Călin din Cluj zice că fiica-sa merge 6 zile în tabără la Moeciu cu 1300 de lei. Deci este tabără de teatru, fotografie. Bună treabă. Adică vine spre 200 de lei pe noapte. Hai că ne așteaptă și Alexandra. Bună dimineața! Bună, Alexandra! Bună dimineața, băieți! Bună! Legat de bunici, pot să spun că noi aducem bunicii la noi, pentru că bunicii stau la bloc noi la casă. Și plecați voi, într-o zonă în apropierea Sibiului și ne permite zona să lăsăm copiii pe stradă și să se bucure de genul ăsta de activități. Asta e o altă chestie. Însă nu ne permitem să-i lăsăm... Aduci bunicii și pleci tu în vacanță? Da. Oarecum, în vacanță la serviciu. Da, nu, încă nu am curaj să las copii, doi copii între 9 și 12 ani, totuși singuri, atâtea ore peste zi, și atunci suntem bunicii la noi să ne ajute. Uh-huh. Legat de tabere... Da. Sunt și variante sub 2000 de lei în apropierea Sibiului, dar și așa, fiind doi copii, trebuie să analizăm destul de atent bugetul. 1700 per copil pentru 5 nopți, ceva activități sportive, ceva... Deci până acum singurul cert este că vă aduceți părinții voștri acasă un pic, dar alte certituri, altceva ce faceți? Sunt două luni. 3. Nu ne-am gândit încă mai mult, mai analizăm bugete, având în vedere niște concedii, niște nunți. Aia mai suportăm, vezi? Și genul acesta de activități. Te mai e an greu, că s-au acumulat din ultimii doi de pandemie fel de fel de evenimente, apropo de nunți, botezuri. S-au acumulat nunți. Pe toată lumea le-a tot împins, le-a împins. Aha. Acum unde văd în stânga și întreabă, mulțumesc la Dumnezeu că am toți prietenii însurați. Mamă, deci sunt nunți de luni până duminică. Da. Serios, deci am auzit prieteni marți la o nuntă. Ce? Păi n-au oamenii săraci unde să mai facă, e supraaglomerată scena. Mulțumim, Alexandra. Petruț, neața. Salut, Petruț. Bună dimineața. Neața. Eu am un băiat în clasa 1, trece în clasa 2 și o să-l trimitem în prima lui tabără în munții Tarcăului. O să aveți multe...
povești. Stai puțin, o să aveți multe povești. Vă rog să le țineți minte și după aia să sunați când om întreba povești cu prima tabără. Da. Pentru că toți copiii, când se duc în prima tabără, clasa 1-a, 2-a, ca cum atunci începe distracția. Nu se spală. Da, au diverse chestii. Se întorc cu săpunul neatins, sau poartă o singură pereche de chiloți o săptămână întreagă. Adică sunt multe povești. Așa, scuze, în Tarcău. Da, păi la asta mă aștept și eu, să vină cu multe haine curate, da, multe haine lipsă, pierdute. Da. Ideea este că tabăra asta durează 5 nopți. Da. Inițial a costat 1590 de lei, după care, acum o săptămână, ni s-a spus că din cauza creșterii prețului la energie electrică s-a majorat prețul cu 60 de lei. Și am mai găsit o tabără tot în aceeași zonă cu 1400 de lei, am mai discutat cu niște părinți tot în aceeași zonă cu 1400 de lei și el face și hockey pe gheață și se face un cantonament de 9 nopți cu 1500 de lei. La hockey pe gheață? Da. Asta e în ordine. Cool. Adică și la preț e destul de bun, dar oricum pentru tine înseamnă 3000 de lei vara asta numai pentru tabără și cantonament. Da, am și eu multe anunți și numai că eu mă duc să iau, nu să dau. Sunt DJ la anunți. Aaaa, de ce nu zici? Nu te mai... Ce să vă zic? Ei, pentru tine e un sezon bun. Te zgârcești la 60 de lei la copil, săracul de el. Dumnezeu îți capul de treabă. Aha. Da. Cât se mai ia la o nuntă ca DJ? 2500, 3000, depinde de ce-și doresc mirei. De lei? De lei, da. De lei? De lei, da. De lei. Da, Luca era îngrijorat. Bine că ești însurat. Înainte de pandemie, niște prețuri, dar rămâi surd. În general, nu numai la DJ. Tot ce înseamnă fotografi, cameramani. Deci de bază rămân taberele anul ăsta? Păi ca întotdeauna, dar problema e că tabăra durează. Deci vacanța e lungă, tabăra are 5 zile. Hai, 6. Hai, 7, în cazul care... Pe vremuri erau mai lungi taberele, adică erau măcar 10 zile, din ce mă aduc eu aminte. Nu, erau și de o săptămână. Da? Dar era minimum o săptămână, nu exista mai jos de o săptămână. Acum sunt și de-astea, de 4 zile, 5 zile. Eu plecam în 2 săptămâni în tabără. La mare. Pe plată. Mie nu-mi place să urc pe nimic. Mai sunt de-astea că le fac de 5 zile. E o șmecherie aici. Le fac de duminică până vineri, știi? Că aia cu pensiunile să poată să dea prețuri mai mici și să-și păstreze weekendul ca să încaseze alte posibil factori. Și asta. Da. Mulțumim pentru mesaje și pentru telefoane. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.